Doamnelor și domnilor, după cum știți, viața este mișcare. La fiecare inspirație, cutia toracală se ridică, iar în expirație coboară. Inima bate ritmic și această ritmicitate ne menține în viață. Zâmbitul, râsul, plânsul, vorbirea, mersul, alergarea, munca, joaca, cititul sau mâncatul și multe altele se realizează prin acțiunea unor mușchi. Chiar dacă economia este în declin, musculatura nu trebuie să scadă, deoarece ea ne asigură mobilitatea și independența chiar și la vârstele cele mai înaintate. Musculatura nu are doar un rol cosmetic. Bunăstarea noastră ține de integritatea mușchilor. De la clipit până la coordonarea și precizia desăvârșită a mișcărilor ce au putut fi urmărite la recentele Jocuri Olimpice, toate acestea necesită o musculatură sănătoasă. Numai pentru a zâmbi avem nevoie de 14 mușchi. Pentru masticație, mușchii pot exercita o presiune până la 75 de kg. Cele peste 20.000 de clipiri pe zi sunt efectuate tot prin intermediul mușchilor. La o persoană cu greutate normală, musculatura reprezintă 40% din greutatea corpului, fiind implicată nu numai în mișcări, menținerea posturii și producția de căldură, ci reprezentând și principalul mecanism pentru înmagazinarea glucozei și a trigliceridelor și constituind un element important în rata metabolismului de repaus. Cei aproape 650 de mușchi se contractă, adică se scurtează în urma stimulării nervoase și fac posibile mișcările dorite sau exprimarea gândurilor și a simțirilor. Aproape că nu există vreo activitate în care să nu fie implicat un mușchi. Sistemul muscular scheletal consumă mai multă energie decât oricare sistem în organism. Există două tipuri de fibre sau celule musculare. Mușchi cu contracție înceată, ce produc mișcări lente și ne ajută să ne menținem echilibrul, și mușchi cu contracție rapidă. Cu înaintarea în vârstă, mușchii cu contracție rapidă, care realizează mișcările rapide, se pierd mai repede decât fibrele cu contracție înceată. Fibrele cu contracție înceată au fost plănuite pentru rezistență și mai multă eficiență, pentru a genera combustibilul celular, adică adenozin trifosfatul, pentru contracții de durată lungă. Aceste fibre produc oxigen în mioglobină, o proteină conținând fier ce se găsește în fibrele musculare. Musculatura alergătorilor de cursă lungă poate conține până la 80% fibre cu contracție înceată, în timp ce musculatura sprinterilor deține până la 75% fibre cu contracție rapidă. Pentru a crea energie, fibrele cu contracție rapidă folosesc metabolismul anaerob, fiind apte pentru contracții bruște, de tărie sau viteză. De regulă, aceste fibre produc aceeași cantitate de forță pe contracție ca și mușchii de contracție înceată, însă ele sunt în stare să se scurteze rapid. Musculatura noastră este alcătuită dintr-un amestec în proporții egale de fibre cu contracție înceată și fibre cu contracție rapidă. Cu înaintarea în vârstă, masa musculară și procentul celor două tipuri de fibre se modifică. Crește proporția mușchilor cu contracție înceată, în timp ce fibrele cu contracție rapidă scad, motiv pentru care bunicii se mișcă mai încet decât nepoții. Capilarele, adică vasele de sânge microscopice, furnizează mușchilor oxigenul și nutrienții necesari. Fiecare celulă musculară este în legătură cu până la 8 capilare, în funcție de dimensiunea celulei și de antrenament. Exercițiile de rezistență pot stimula creșterea numărului de capilare, după cum pot ameliora și funcțiile de transport, de energie și de îndepărtarea deșeurilor. La persoanele antrenate, numărul total al capilarelor este mai mare cu aproximativ 40% decât la cele neantrenate. Musculatura scheletală este un organ ce produce substanțe asemănătoare hormonilor. Acum 9 ani, Bente Pedersen de la Universitatea Copenhaga din Danemarca le-a denumit
miochine. De atunci, cercetătorii au identificat sute de proteine produse de musculatura noastră. Acești mesageri chimici sunt eliberați când mușchii se contractă. Printre numeroasele acțiuni să amintim inhibarea înmulțirii celulelor tumorale în glanda mamară. Sportul practicat cu regularitate scade frecvența cancerului mamar și rectocolic cu 25-30%. Aceste substanțe, eliberate de musculatura când este solicitată, stimulează dezvoltarea țesutului osos, stimulează pancreasul, scade rezistența la insulină și favorizează intrarea glucozei în celulă. Dacă ar fi suficient de activi, 50% din diabetici ar putea renunța cu totul la medicamente. Pentru inițierea unei mișcări, creierul trimite semnale la neuronul motor care este legat de celulele musculare. Din nefericire, numărul neuronilor motori după vârsta de 60 de ani scade până la 50%, iar fibrele, adică celulele cu contracție rapidă, sunt înlocuite de celule cu contracție înceată. Funcția musculară este influențată și de hormoni. Pentru sănătatea mușchilor dorim să creștem producția hormonului de creștere și sensibilitatea față de insulină și să diminuăm hormonii de stres. Somnul profund, activitatea fizică regulată, perioadele scurte de post și alimentația vegetariană cu un aport suficient de arginină din nuci și mai ales legume ameliorează sinteza hormonului de creștere atât de util fibrei musculare. Obezitatea și consumul mare de grăsimi scade producția hormonului de creștere. Din fericire, factorii care stimulează sinteza hormonului de creștere ameliorează și sensibilitatea față de insulină. Aceasta înseamnă că în celula musculară va intra o cantitate mai mare de energie pentru creștere și reparațiile necesare. În schimb, concentrațiile excesive de cortizol inhibă sinteza proteinei în organism, inclusiv în celulele musculare, diminuând procesele de reparare și regenerare. În același timp, excesul de cortizol, crescând catabolizarea proteinelor din mușchi, reduce masa musculară, scade absorpția de calciu din intestin și favorizează osteoporoza. Stresul prelungit, grăsimea viscerală, lipsa de somn și o dietă bogată în proteine cresc nivelul de cortizol. Fumatul produce atrofia fibrelor musculare, în același timp dăunând vaselor sanguine, scăzând producția de oxid nitric, adică monoxid de azot, molecula care ajută la dilatarea vaselor sanguine. O dilatare insuficientă înseamnă un aport mai mic de oxigen. Monoxidul de carbon din fumul de țigări contribuie de asemenea la scăderea aportului de oxigen. Pe lângă faptul că dă la o parte hemoglobina, transportarea de oxigen în sânge, monoxidul de carbon și alte substanțe din fumul de tutun inhibă enzimele ce generează energia în mitocondriile celulelor musculare. Cercetătorii au arătat că la fumători, formarea celulelor musculare este cu 40% mai mică decât la nefumători. Alcoolul, de asemenea, afectează musculatura cardiacă și scheletală. Miopatia cronică alcoolică se caracterizează prin atrofia selectivă a fibrelor cu contracție rapidă. Alcoolul este un factor agravant în toate bolile cronice, cum ar fi broncopneumopatia cronică, insuficiența cardiacă, diabetul, insuficiența renală și hepatică. Cum să ne alimentăm pentru a proteja musculatura noastră? În primul rând, să folosim alimente bogate în magneziu, cum sunt legumele și vegetalele cu frunze verzi. Zahărul, alcoolul, diureticile și cofeina contribuie la pierderea de magneziu. Cofeina diminuă dexteritatea motorie și coordonarea musculară fină. În al doilea rând, să consumăm alimente bogate în antioxidante. Fructele și vegetalele colorate, precum și cerealele integrale și nucile, sunt încărcate cu vitamine antioxidante foarte active
și substanțe fitochimice care ajută la combaterea stresului oxidativ. În al treilea rând, să consumăm un regim alimentar antiinflamator, care este foarte apropiat de cel antioxidant. Întotdeauna leziunile musculare sunt însoțite de inflamație. Deci, măsurile antiinflamatorii constituie cheia pentru restaurarea și păstrarea musculaturii. Să dăm întâietate fructelor, proaspete sau congelate, zahăraturilor, nucilor și cerealelor integrale. Să reducem drastic zahărul și produsele rafinate, să evităm alcoolul și cafeaua. Inflamația este crescută de carne, cafea, zahăr și acizii grași omega-6 care se găsesc în uleiul de floarea soarelui. Alimentația trebuie să conțină o cantitate adecvată de proteine. Fructele și zahăraturile nu conțin suficiente proteine și un regim care se limitează numai la fructe și zahăraturi va duce la pierderea masei musculare, căci organismul va extrage proteinele de care are nevoie din mușchi. Dar și alimentația cu un conținut excesiv de proteine poate fi dăunătoare, printre altele și pentru faptul că crește miostatinul, o proteină ce inhibă creșterea musculară. Aminoacidul arginina din nuci și leguminoase este deosebit de important, deoarece stimulează secreția hormonului de creștere care mărește sinteza de proteine în mușchi, tendoane și oase. Cercetătorii francezi au descoperit că arginina reduce inflamația și contribuie la integritatea membranelor celulare în musculatura distrofică. De asemenea, arginina, fiind un precursor al monoxidului de azot sau oxid nitric, contribuie la vasodilatație, crescând aportul de sânge la celula musculară. Inactivitatea fizică duce la atrofie musculară și se asociază cu diminuarea formării de colagen. Colagenul este principala proteină găsită în tendoane și oase. Exercițiul fizic stimulează sinteza de proteine în mușchi și în tendoane. Activitatea fizică crește numărul mitocondriilor, al uzinelor de energie din celule. De asemenea, exercițiul fizic crește eficiența enzimilor din miofibrile, inclusiv pe cele implicate în metabolismul glucozei. Activitatea fizică efectuată regulat ameliorează funcția genelor în mușchi, scade stresul oxidativ și diminuă inflamația la musculatura scheletală. La vârsta de 80 de ani, cei care nu efectuează un antrenament de rezistență prezintă o scădere de 50% a musculaturii cu contracție rapidă. Iar dacă recomandările acestea se vor practica de la o vârstă tânără, vă veți bucura de o sănătate mai bună și cheltuielile medicale vor fi mai mici.